Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Benedictus in saltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Benedictus exultavit spiritus meus in Deo Salvatori Thank you.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Premărit să fii, Doamne, în veci de veci. Bucură-te Tu care ești plină de har. Tu ești ocrotitoarea bisericii. Tu ești patrona noastră. Excelența reverendisimă, anunțiu apostolic, înalt preasfințire voastre, sfințire voastre, părinți concelebranți, dragi oaspeți, dragi seminariști și persoane consacrate, stimate autorități, domnule primar Mihai Chirica, dragi ascultători ai radioului Maria, dragi frați și surori, avem sărbătoare. Avem bucuria că cea de-a 63-a sesiune plenară a conferinței este astăzi aici, la Iași, și onorată de prezența ambasadorului Vaticanului la București, arhiepiscopul Michel Marie Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, și de prezența monsignorului Dario Vigano, prefect al Secretariatului pentru Comunicații Sociale al Sfântului Scaun. Așa cum se știe, întâlnirea episcopilor catolici în conferință însemnează ocazie de comunicare, dezbatere și colaborare pentru abordarea unor teme sau soluționarea unor probleme de actualitate aflate pe agenda discuțiilor în plen și pe secțiuni. Facem și cu această ocazie fericită cunoscut că această conferință a episcopilor din România este instituție bisericească permanentă care a luat ființă la 16 martie 1991 și îi reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România. Acesta este un instrument de colegialitate menit să-i ajute pe episcopii unui teritoriu să desfășoare cât mai cu folos slujirea lor. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiuni obișnuite, primăvara și toamna, și ori de câte ori e nevoie în sesiuni extraordinare. În România sunt 16 episcopi, 6 dioceze romano-catolice, mișaje eparchii greco-catolici. Președintele și vicepreședintele conferinței episcopilor sunt aleși pe baza alternanței celor două rituri. Actualul președinte este eminența sa, cardinal Lucian Mureșan, care ne transmite binecuvântarea sa și scuza că nu poate să fie prezent, dar e prezent cu spiritul. Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică, iar vicepreședinte este înalt preasfințitul Ioan Robo, arhiepiscop mitropolit de București și președintele secției romano-catolice. Ne bucură să știm că dieceza de Iași a mai găzduit reuniuni ale episcopilor catolici din România în perioadele 23 mai 1995-7 decembrie 1999, o sesiune extraordinară cu ocazia consacrării preasfințitului Aurel în mai 2001, în mai apoi în 2008 și în septembrie 2013 la Lunca. Vă rog să-mi permiteți ca în numele nostru, al celor din Iași, în numele meu și al preasfințitului, să spunem tuturor membrilor conferinței noastre episcopale, bun venit din nou la Iași! Binecuvântați să fiți cei care veniți în numele Domnului. Mulțumind fiecăruia în parte pentru onoarea ce ne-o fac și cu prezența lor plină de iubire. Suntem bucuroși să ne exprimăm gratitudinea pentru prezența onorantă a oaspeților noștri, amintiți cu totul particular care au venit astăzi la noi și desigur suntem bucuroși acum să vă prezentăm lista acestor
arhiepiscopi și episcopi prezenți. Pe lângă nunțiu apostolic și invitatul nostru special de la Sfântul Scaun Vigano, îl amintim în altul Sfințitul Ghiuri Iacobini, arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, Preasfinția sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, Preasfinția sa Martin Ros, episcop romano-catolic de Timișoara, Preasfinția sa Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Cluj, Preasfinția sa Laslo Bioșchei, episcop romano-catolic de Oradea, Preasfințitul Florentin Crihemneanu, episcop romano-catolic de Cluj-Gera, Kerla, Preasfințitul Ienu Schönberger, Schönberger, episcop romano-catolic de Satu Mare, Preasfințitul Anton Conșa, episcop romano-catolic de Chișinău, Preasfințitele Vasile Bizău, episcop romano-catolic de Baia Mare, Maramureș, Preasfințitul Iosef Tamaș, episcop auxiliar romano-catolic de Alba Iulia, Preasfințitul Mihai Prățile, episcop greco-catolic de București, Preasfințitul nostru Aurel Percă, episcop auxiliar la Iași, Preasfințitul Claudiu Pop, episcop auxiliar greco-catolic al Curei Arhiepiscopiei Majore a Blajului, Preasfinția sa Cornel Damian, episcop auxiliar romano-catolic de București, oaspete Monsenior Dario Vigano, prefectul Secretariatului pentru Comunicații Sociale al Sfântului Scaun, părintele Francesco Ungureanu, secretar al Conferinței Episcopale din România, părintele Fernando Duarte Bartos Reis, secretar al Nunțiaturii Apostolice din România, Monsignorul Benoni Farcaș, rector al seminarului nostru. Și-l amintesc cu bucurie și pe înalt preasfințitul arhiepiscop, președinte al conferinței noastre romane, care ne va prezenta și un cuvânt de reflexie la această sărbătoare. Tuturor le spunem din toată inima încă o dată, bine au venit! Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc. Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că cuvântul, fapta și misiunea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Christe
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntate. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Celestis, Deus Pater omnipotens. Agnus Dei, Filius Patris. Quitolis peccata suscipe deprecationem nostram. Altissimus Iesu Christe. Să ne rugăm. Dumnezeule, care în providența ta minunată ai rânduit ca împărăția lui Hristos să se întindă pe întreg pământul și toți oamenii, să se facă partaj de răcumpărarea mântuitoare, fa, te rugăm, ca biserica ta să fie pentru toți sacrament de mântuire, să vetească ta în iubire tale față de oameni și să o înfăptuiască. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor.
Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, îndemn înainte de toate să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți cei care sunt în conducere, ca să ducem o viață pașnică și liniștită, cu toate evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului. Căci unul este Dumnezeu și unul singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți. Aceasta este mărturia adusă la timpul stabilit, pentru care am fost pus eu ca predicator și apostol, spun adevărul și nu mint, învățător al păgânilor în credință și adevăr. Așadar, vreau ca bărbații să se roage în orice loc, ridicându-și mâinile sfinte, fără mânie și ceartă. Cuvântul Domnului. Binecuvântat să fie Domnul, pentru că a ascultat glasul rugăciunii mele. Ascultă glasul rugăciunii mele, când strig către tine, când îmi ridic mâinile spre sanctuarul tău. Domnul este tăria și scutul meu, în El și-a pus încredere inima mea. El m-a ajutat și de aceea inima mi este plină de veselie și laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului Său, El este cetate de scăpare pentru unsul Său. Mântuiește, Doamne, pe poporul Tău, binecuvântează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinitorul Lui în veci.
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unicul născut, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, când a terminat de spus toate aceste cuvinte în auzul poporului, Iisus a intrat în Cafarnaum. Un centurion avea un servitor la care ținea mult și care, fiind bolnav, trăgea să moară. Auzind despre Iisus, a trimis la el pe unii bătrâni dintre iudei, ca să-l roage să vină să-i salveze servitorul. Ajungând la Iisus, aceștia îl implorau zicând: este vrednic ca să-i faci aceasta, căci iubește neamul nostru, iar sinagoga el ne-a construit-o. Iisus a mers cu ei și nu era departe de casă când certuriorul a trimis câțiva prieteni spunându-i: Doamne, nu te deranja, căci nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nu m-am considerat vrednic să vin eu însumi la tine, dar spune un cuvânt și servitorul meu va fi vindecat. Căci, deși sunt un om supus autorității, am sub comanda mea soldați. Și spun unuia du-te și se duce, iar altuia vino și vine, iar servitorului meu fă aceasta și face. Iisus s-a mirat auzind aceasta și, întorcându-se către mulțimea care îl urma, a spus: vă spun că nici în Israel nu am găsit așa o credință. Întorcându-se acasă, cei trimiși l-au găsit pe servitor sănătos. Cuvântul Domnului. Excelența voastră Nunțiu Apostolic, Excelența voastră Episcop Petru Gherghel al diecezei de Iași, Excelențele voastre Episcop din conferința noastră episcopală din România, domnule primar, preacucernici părinți, dragi seminariști și persoane consacrate,
iubiți credincioși, Monseniorul Gergel mi-a spus să spun câteva cuvinte după această Evanghelie, aici, în acest moment în care suntem adunați la Sfânta Liturghie. Și știm cu toții, la Sfânta Liturghie are loc o dublă împărtășire a noastră. Ne împărtășim cu Cuvântul lui Hristos, apoi cu trupul Său în Sfânta Eucaristie. Înainte de a primi Sfânta Împărtășanie la momentul respectiv, spunem, reluăm niște cuvinte din Evanghelia de astăzi: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Aceste cuvinte le-am putea spune și înainte de a asculta cuvintele Scripturii, la fiecare liturghie. Căci, dacă nu toți primesc Sfânta Eucaristie, nu se împărtășesc cu trupul lui Hristos la liturghie, toți putem presupune că se împărtășesc cu adevărat cu Cuvântul lui Hristos. Iisus, cu alte cuvinte, vine la noi și între noi prin Cuvântul Său și vine la noi și cu ființa Sa, cu trupul și sufletul Său. Spre aceste două momente de împărtășire ne pregătește de fiecare dată rugăciunea Sfintei Liturghii, cu cele spuse de celebrantul principal în ea. Și astăzi, în centrul rugăciunii Sfintei Liturghii, stă această cerere: Doamne, fă ca Biserica Ta să fie instrument de mântuire, sacrament de mântuire pentru toți. Pentru toți. Și trecem la prima lectură. Apostolul Paul îi spune lui Timotei, îi recomandă să facă ceea ce facem noi la fiecare liturghie, la rugăciunea universală. Îi cere să se roage pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți care au în mână puterea, să se roage pentru pace, ca să aibă seninătate și liniște. Și apostolul are o motivație teologică a acestui îndemn. Spune el în continuare, căci Dumnezeu vrea să-i salveze pe toți oamenii, vrea ca toți să ajungă la cunoașterea adevărului. Dumnezeu, continuă apostolul Paul, este unul și tot așa este unul mijlocitorul dintre Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. Logica apostolului Paul este perfectă. Dumnezeu vrea mântuirea tuturor. Iisus s-a dat pe sine pentru a-i răscumpăra pe toți. Și noi, ca și ei de atunci, din comunitatea veche bisericească a Sfântului Timotei, și noi cei de astăzi, trebuie să dorim și să ne rugăm pentru mântuirea tuturor. Pentru mântuirea tuturor. Așa devine rugăciunea noastră cu adevărat ieșită din ființa noastră catolică, universală. Ne rugăm pentru toți. Sigur că suntem înclinați în primul rând să ne rugăm pentru noi, fără să spunem că pentru noi, dar gândurile merg spre acolo la rugăciune, ca să împlinească Dumnezeu o dorință, că așteptăm ceva să se împlinească, sau orice, dar suntem înclinați să începem cu noi. Sigur
că și acest lucru este valabil și bine primit de Dumnezeu. Fiecare rugăciune este bine primită de Dumnezeu. Însă, niciodată nu trebuie să uităm de această dimensiune universală a rugăciunii noastre. Rugăciune pentru toți. Avem această învățătură de la Apostolul Paul. Iată, ea se face vie prin lectura pe care am ascultat-o acum. Psalmul responsorial este gând de recunoștință, de binecuvântare către Dumnezeu, pentru că ne-a ascultat rugăciunea. În momentul în care ne rugăm, îi și spunem lui Dumnezeu că îi mulțumim că ne ascultă. Evanghelia schimbă imaginea. Ne-l arată pe Iisus vindecându-l pe cineva care nu aparținea poporului ales. Îl vindeca pe un străin. Iisus a fost impresionat de atitudinea acelui om care reprezenta, de fapt, puterea care ocupa atunci poporul ales. Era în stare de ocupație străină. Iisus află câte ceva despre el, și anume că respectivul îi simpatiza pe evrei, chiar făcuse o sinagogă pentru dânsii. Și când aude că străinul nici nu are curaj să-l cheme în casa lui, că îi spune doar un cuvânt din partea ta și cel bolnav se va vindeca, Iisus îi admiră credința. Iisus ascultă pe cel care se îndreaptă spre el prin gând și cuvânt, cu toată încrederea, cu toată credința. Dar nu numai atât, cu smerenie, cu umilință adevărată. Atunci Dumnezeu ne ascultă. Învățăm din Evanghelia de astăzi cât de importantă este încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Învățăm să privim spre Dumnezeu și spre semenii noștri cu simplitate, cu umilință. Suntem la Sfânta Liturghie. Noi vom continua rugăciunea noastră și intrăm în recomandarea Apostolului Paul și noi, ca cei de atunci și noi cei de astăzi, rugându-ne pentru Biserica Universală, pentru toți, căci Dumnezeu vrea ca Biserica să fie sacrament de mântuire pentru toți. Lăudat să fie Iisus Hristos! Fraților, preia iubiți, Mântuitorul nostru a spus: eu sunt vița, voi sunteți mladițele. Uniți în rugăciune să ne adresăm a celui a care lucrează totul în toți. Doamne Iisuse Hristoase, lumina și viața noastră, revarsă în biserică trupul tău mistic, bogăția harurilor tale. Înzestrează-i cu înțelepciunea ta pe cei care ne conduc. Păstrează-i în dragostea ta pe toți aceia pe care îi hrănești cu trupul tău. Vindecă mădularele rănite ale bisericii tale. Sporește numărul celor care se jertfesc pentru alții
și binecuvântează-le eforturile, ca acțiunile caritative să fie pe măsura uriașelor suferințe ale omenirii. Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu ne-ai făcut mândulare ale Lui Hristos și ne-ai înfrătit cu toți oamenii. Te rugăm, ascultă rugăciunile pe care ți le înălțăm pentru Biserica Ta și pentru lumea întreagă. Prin Hristos Domnul nostru. Amen. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Privește, Dumnezeule îndurător, la darurile pe care ți le aduce poporul consacrat ție și, prin puterea acestui sacrament, fă ca mulțimea credincioșilor tăi să devină toți mai mult seminție aleasă, preoție împărtească, neam sfânt popor răscumpărat pentru tine, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrecnic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumire pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu, fiind păstorul cel veșnic, nu părăsești turma credincioșilor tăi, ci o păsești și o ocrești mereu prin Sfinții Apostoli, pe care i-ai rânduit ca locțitori ai Fiului tău și păstor ai turmei tale, ca să o conduci pe drumul mântuirii. De aceea, cu îngerii și arcanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirile cerești, cântam imnul slavei tale, zicând cu bucurie. Adevărat sfânt este, Doamne, izvorul a toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roagă Duhul Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre patimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat ucenicilor săi, zicând,
luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luind potirul și, din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Făcet aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moarte și învirea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-a învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răpăsat în milostivirea Ta, și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, te rugăm împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică. Să te lăudăm, să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și marirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povansuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfintească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în spită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venire Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolii Tăi, pace va las vouă, pace mea adau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta,
care vițuiește și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt prești, Sfinte Slavă de vermentul meu, să spune numai Slavă.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care pururi hrănești biserica și o întărești cu sfintele taine, dă-ne nouă celor indestulați la masa ta cerească harul să urmăm învățătura iubirii data de tine și să devenim astfel în comunitatea oamenilor, ferment de viață veșnică și instrument de mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Excelența reverendisima, preasfințirii voastre, preasfințiți episcopi, dragi părinți, concelebranți, dragi seminariști, dragi surori, dragi și bischedincioși uniți cu noi prin Radio Maria, amate domnule primar Chirică, dragi frați și surori, după un mare și mulțumesc spus lui Dumnezeu, se cuvine să spunem un mulțumesc tuturor. Să spunem celor care s-au unit cu noi la această mare sărbătoare. Să spunem mulțumesc și celor care lângă conferința episcopilor s-au întâlnit pentru analize centrale. Întâlnirea Consiliului de Administrație a Casei de Pensii a Bisericii Romano-Catolice de România și grupul Signis, cei care se ocupă cu mass media. Le mulțumim și vă mulțumim tuturor. Rugăm pe Dumnezeu, așa cum a spus în altele Sfințitul Rob, să ne primească rugăciunea noastră, noi am primit cuvintele sale. Domnul primar, a Chirică, bucuros că avem în Iași oaspeți mari, vrea să spună două cuvinte. Vrem să-l ascultăm, apoi implorăm binecuvântarea în alt preasfințitul arhiepiscop, nunțiu apostolic. Bună seara tuturor, excelențele voastre, domnule ambasador, în alt preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, stimați preoți, stimați enoriași, e o deosebită bucurie să știm că se petrece acest eveniment în aceste zile la noi, la Iași. Și n-am putut să nu fiu și eu părtaș acestui frumos eveniment. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au ales Iașiul pentru această întâlnire anuală a episcopilor catolici. Să le transmitem un gând bun din partea comunității ieșene, că îi așteptăm oricând cu drag, că luptăm toți pentru comunitatea bisericii creștine și că avem un singur țel, să-L slujim cu toții pe Dumnezeu. N-am vrut să trec neobservat acest moment. Pentru toți distinșii noștri oaspeți am pregătit câte un cadou din partea comunității catolice, a cetățenilor municipiului Iași, pe care îl voi da imediat după momentul acesta, dar pentru preasfințitul Părinte Gherghel vreau să-i oferim o diplomă de excelență în semn de înaltă prețuire că s-a preocupat și de acest frumos eveniment, alături de multe altele, și să ne rugăm la Dumnezeu să-l țină sănătos și să ne fie alături pe o perioadă cât mai lungă de timp. Mulțumim, preasfințitul. Se cuvine să mulțumesc. Eu mă gândeam la altceva, dar văd că am fost prins și eu în acest gând al domnului primar. Dânsul are pentru fiecare episcop o amintire, începând de la nunțiu și de la oaspeți. Așa că îi mulțumim și lui și vă mulțumim dumneavoastră. Excelența reverendissima, prego adesso de dare la benedizione anche a nome del Papa, perché rappresenta sempre il nostro Santo Padre nella nostra Chiesa. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul.
Slava binecuvântat se a tot puternicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.